Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mediatoarele laturilor unui triunghi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Andrei vrea să reamenajeze grădina. Există deja o suprafață triunghiulară plantată cu flori. Își propune să încadreze această suprafață triunghiulară într-un rond circular care să treacă prin vârfurile triunghiului existent. O roagă pe Sara să-l ajute. Sara vine cu ideea să facă o schiță a terenului și să repete noțiunile legate de mediatoarele laturilor unui triunghi. Iată schița realizată de cei doi copii. E vorba de triunghiul ABC cu laturile AB de 4 metri, BCU de 5 metri, iar ACU de 3 metri. Trebuie să găsească o modalitate de a construi un cerc care trece prin punctele AB și C. Să ne aducem aminte ce este mediatoarea unui triunghi. Mediatoarea unei laturi a triunghiului este perpendiculară dusă prin mijlocul acesteia. Deci dacă avem triunghiul ABC și luăm în considerare segmentul AB, determinăm mijlocul M al segmentului AB, asta înseamnă că segmentele AM și MB vor fi congruente și construim dreapta D perpendiculară pe AB. Deci între dreapta D și AB, între cele două drepte, se formează un unghi drept, un unghi de 90 de grade. Un triunghi are trei mediatoare, câte una pentru fiecare latură. Cele trei mediatoare ale unui triunghi sunt concurente într-un punct notat cu O. Acest punct este egal depărtat de vârfurile triunghiului. Deci asta înseamnă că OA egal cu OB și egal cu OC. Acest punct O, punctul de concurență a mediatoarelor unui triunghi, este centrul cercului circumscris triunghiului. Deci este vorba de cercul care trece prin vârfurile triunghiului, prin punctele A, B și C în cazul nostru. Iar această distanță OA, respectiv OB, OC, nu reprezintă altceva decât raza cercului circumscris triunghiului ABC. Să vedem unde se află centrul cercului circumscris unui triunghi. Dacă triunghiul este ascuțit unghic, centrul cercului circumscris triunghiului se află în interiorul triunghiului. Dacă triunghiul este dreptunghic, centrul cercului circumscris triunghiului se află în mijlocul ipotenuzei. Deci știm că acest triunghi ABC este dreptunghic în A, BC-ul este ipotenuza, deci înseamnă de fapt că BO și OC sunt egale între ele, egale chiar cu raza cercului circumscris acestui triunghi. Iar dacă triunghiul este obtuzunghic, centrul cercului circumscris triunghiului se află în exteriorul triunghiului. Revenind la problema noastră, cei doi copii au făcut schița triunghiului respectiv la scară, și anume au luat segmentul AB cu lungimea de 4 cm, BC-ul de 5 cm, respectiv AC-ul de 3 cm. Noi am văzut că trebuie să determinăm o modalitate de a construi, de a determina centrul cercului circumscris triunghiului ABC.
Pentru aceasta construim mediatoarea segmentului AB. Am văzut că AB-ul are 4 cm, deci întâi determinăm mijlocul, punctul M, în așa fel încât deci M aparține lui AB, astfel încât AM să fie egal cu MB, egal cu AB supra 2, deci 4 cm pe 2 egal cu 2 cm. Și construim perpendiculara pe segmentul AB cu ajutorul echierului. Construim mediatoarea segmentului AB. Să construim și mediatoarea laturii AC. Trebuie în primul rând să determinăm mijlocul lui AC, deci luăm punctul N aparținând lui AC, în așa fel încât AN și NC să fie segmente congruente și vor fi egale cu AC supra 2, deci egal cu 3 cm supra 2 egal cu 1,5 cm. Iar cu ajutorul echierului, punem echierul în așa fel încât o catetă să se sprijine pe latura AC și trasăm mediatoarea segmentului AC. Avem cele două mediatoare construite, iar punctul de concurență a mediatoarelor îl notăm cu O. Deci avem MO, mediatoarea segmentului AB, NO, mediatoarea segmentului AC. Am notat cu O punctul de concurență a mediatoarelor. Conform proprietăților dinainte pe care le-am văzut, înseamnă că cea de-a treia mediatoare a triunghiului va trece prin același punct O, deci punctul O aparține mediatoarei segmentului BC și constatăm din desen, dacă l-am făcut la scară, că acest punct O de fapt aparține chiar segmentului BC. Cum orice punct de pe mediatoare se află la egală distanță de capetele segmentului, în acest caz vom avea BO și OC egale între ele, egale cu BC supra 2, adică 5 cm supra 2, egal cu 2,5 cm. Iar cu ajutorul echierului, trasăm cea de-a treia mediatoare a triunghiului. Acum să desenăm cercul circumscris acestui triunghi. Ce am văzut? Că centrul cercului circumscris unui triunghi se află în punctul de concurență a mediatoarelor triunghiului, iar raza cercului va fi egală cu OA, OB, respectiv OC, care am văzut că sunt egale cu 2,5 cm. Cei doi copii vă mulțumesc pentru atenție și vă propun următoarele două probleme. Succes în rezolvarea problemelor!